V-am promis, cu noi, ministrul energiei Virgil Popescu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Când vă așteptați să fie gata forma finală a ordonanței de compensare? Ne lucrăm în continuare la minister la forma finală, să-i dăm forma finală împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe și cei de la Ministerul Muncii. Dorim să fie o formă și o implementare cât mai ușoară, să nu punem românii pe drumuri, să fie practic foarte ușor depus în practică și ne dorim ca la sfârșitul acestei luni, începutul lunii octombrie, să fie aprobată în guvern, ca să putem să o aplicăm de la 1 noiembrie. Deci rămâne valabil calendarul cu 1 noiembrie? Rămâne valabil calendarul 1 noiembrie, 31 martie. Astăzi am văzut că președintele a promulgat legea consumatorului vulnerabil. Deci, practic, avem deja legislație pentru consumatorul vulnerabil. Putem să folosim faptul că a fost publicată această lege și în textul ordonanței noastre, să spunem că cei care beneficiază de legea consumatorului vulnerabil nu vor beneficia de această lege, ca să știm exact cine beneficiază de această ordonanță. Și eu cred că va fi gata în maxim 2 săptămâni de zile. Telespectatorii noștri, interesul este foarte mare, cred că știți și dumneavoastră asta, și telespectatorii noștri deja ne-au bombardat cu întrebări în legătură cu câteva situații punctuale. Una dintre ele sună în felul următor. Vor fi compensate facturile celor care au centrală termică pe gaz la bloc? Acolo, evident, consumurile sunt mult mai mari. Da, am luat în calcul acest lucru. Noi am prezentat în prima lectură o formă a ordonanței, o schemă de sprijin, în care erau, practic, locuințele individuale luate, vorbind de consumatori individual. Am discutat chiar de ieri și astăzi, au discutat la nivelul Ministerului Energiei și discutăm ca să vorbim și de centralele de condominiu, vorbim de ce o centrală pentru un bloc întreg, pentru că până la urmă acest consum este repartizat pe apartamente, deci gândim să prindem în versiunea finală a ordonanței și aceste tipuri de locuințe. Rămâneți la 25% pentru facturile de gaz? Da, rămânem la 25% pentru facturile de gaz și la ce am spus, diferența între prețul mediu din piață minus prețul minim din piață, practic 18 bani pe kilowatt. 25% la gaz pentru un consum anual de maximum 1200 de metri cubi. 1200 de metri cubi per, acum să fie foarte clar, per apartament. Per apartament. Apartament, ca să vedem per unitate de locuit. În cazul când vorbim de un condominiu, vorbim de mai multe unități locuit. Bun. Acum la electricitate, domnule ministru. Există întrebarea ce se va întâmpla în lunile de iarnă, de exemplu, dacă în București, nefiind căldură în calorifere, oamenii vor folosi aparate electrice de încălzit și atunci vor sări de 200 de kWh pe lună. Haideți să plecăm de la premiza că avem datele exacte, datele din iarna trecută, când nu putem spune că s-a exagerat cu căldura în București. Știm foarte bine că au fost avarii peste avarii, deci lucrăm pe date reale, nu lucrăm pe date statistice, lucrăm pe consumurile din iarna trecută și vreau să vă zic, consumul mediu pe iarnă la cei care se încadrează în plaja de până în 2500 de kW, deci vorbim de 2500 de kW, 2,5 MW, este pe lună de 173 de kW, nu de 200, așa cum am pus noi. Desigur, dacă va fi cazul, dacă vom vedea lucruri de genul acesta, suntem pregătiți să ajustăm. Deci nu se pune problema ca oamenii cu venituri mediu, cu consum mediu, să fie excluși din această schemă de compensare. Deci spuneți că nu va mai fi 200 de kWh pe lună, ci va fi 173? Va fi 200 de kW, dar vreau să vă zic, consumul din iarna trecută este de 173 în medie. Am înțeles, și a spus 200, deci raportând la această medie. Am pus mai mult, ca să fie mai acoperitor. Facturile de gaz și electricitate vor fi compensate lunar? Da, la sfârșitul fiecărei luni, în termen de 15 zile, furnizorii vor întocmi bordereaule centralizate cu fiecare persoană care beneficiază și le vor scrie în declarația pe care aceștia o vor face la sfârșitul fiecărei luni către ANAF și vor fi deduse din taxele și impozitele pe care le vor plăti. De ce trebuie să trimită bordereauri? Pentru că compensarea, ajutorul, se dă către persoană, nu către furnizor. Deci nu este o schemă de ajutor de stat pentru furnizor, este o schemă de ajutor pentru populație.
și există foarte multe întrebări din partea telespectatorilor care se referă la facturile de regularizare. Dacă în timpul iernii, după 1 noiembrie, te trezești cu o factură de regularizare unde, evident, sunt mai mult de 200 de kW, ce faci? Factura de regularizare, de exemplu, dacă vine în luna noiembrie, nu vine pentru consumul lunii noiembrie sau pentru consumul lunii decembrie. O să gândim un text în ordonanță, în așa fel să trecem pe consumul total al celor 5 luni de zile până la urmă. Pentru că într-o lună poate fi un consum estimat, care poate fi mai mic sau poate fi mai mare, dar până la urmă tot reglajul ar trebui să facă o regularizare la sfârșitul acestei ieri. Dar dacă în februarie primești o factură de regularizare care sare de 200? V-am spus că vorbim de, până la urmă, de o medie a celor 5 luni de zile. Deci în februarie iarna nu este finalizată. Până la urmă trebuie regularizarea finală să se facă la data de 31 martie. Deci când închidem, practic, această perioadă de 5 luni de zile. Adică companiile se schimbe obiceiul de regularizare, să nu regularizeze în interiorul acestei perioade. Nu pot să regularizeze și în februarie. Nu-i oprește nimeni să regularizeze și în februarie, dar va trebui la final de 31 martie, la finalul perioadei de iarnă, să avem exact consumul aferent celor 5 luni de zile. Poate să regularizeze oricând, dar regularizarea finală trebuie să fie la sfârșitul lunii martie. La ce v-ați gândit când i-ați exclus din această schemă de ajutor pe cei care consumă puțin, sub 30 de kWh pe lună? Sub 30 de kWh pe lună și același lucru sub 100 de metri cubi pe an înseamnă că sunt case nelocuite sau locuite temporar sau case de vacanță. Deci, practic, nu stau oameni în timpul iernii acolo. Deci este, ca să știți exact, din totalul celor care, media consumului celor care consumă până în 30 de kW pe lună, vorbim de 7 kW pe lună. Cam asta au fiecare furnizor. Adică vorbim de persoane care probabil, oameni care se duc probabil o zi pe lună, o zi pe săptămână, se duc acolo, stau un pic și pleacă. Deci nu vorbim de locuințe în această perioadă de iarnă. Deci vorbim de case de vacanță sau locuite temporar sau nelocuite. Cât de serioasă este intenția de a plafona prețul? E o declarație pe care a făcut-o premierul. Nu, eu am vorbit cu domnul prim-ministru și înainte și în timpul ședinței de guvern am vorbit și astăzi. Declarația cu plafonarea vine în contextul în care, așa cum bine a spus, dacă toate statele europene sau majoritatea statelor europene plafonează prețurile, și când vorbim de plafonare trebuie să știm exact, plafonarea prețului la o marfă, fie că e energie, fie că e gaz, fie că e altceva, înseamnă că în acel stat membru nu se poate vinde mai mult decât valoarea acelui plafon. Dar până acum, dacă toate statele membre ar face acest lucru, nu mai avem piață funcțională și atunci evident că și România va trebui să se alinieze. Dar până acum totul a plecat de la o știre, cum că Spania a plafonat prețul. Uitându-mă pe schema care vor să o aplice colegii noștri din Spania, am cerut-o către reprezentanța noastră de la Bruxelles și am primit-o, vorbim exact de o subvenție acordată spaniolilor la gaz natural, între prețul de piață al gazului natural și prețul prin care statul spaniol l-a impus la plată în Spania cetățenilor spanioli. Deci nu este o plafonare propriu-zisă că într-un stat membru gazul se vinde numai la prețul acela. Nu, se subvenționează față de un preț de referință prețul gazului. Ce faceți cu IMM-urile? Următoarea schemă care vrem să o punem în practică și lucrăm deja la ea împreună cu Consiliul Național al IMM-urilor, m-am întâlnit, colegii mei se vor întâlni și mâine la o schemă de ajutor clar pentru IMM-uri. Vrem ca și IMM-urile, începând cu 1 noiembrie până la 31 martie, să beneficieze de o schemă de sprijin asemănătoare. Dar pentru aceasta avem nevoie de profilurile de consum pe care ar trebui să ni le dea furnizori, așa cum ne-au dat pentru populația casnică, pentru că ei știu, au contractele clar de electricitate și de gaze naturale cu IMM-urile și știu exact plajele de consum ca să putem face, să gândim o schemă asemănătoare. Confirmați că pentru consumatorii casnici nu aveți nevoie de aprobarea Comisiei Europene? Da, bineînțeles, nu. Tocmai de aceea, cum am explicat, că pe borderoul furnizorilor trebuie să fie numele persoanelor trecute individual, tocmai pentru a putea demonstra către Consiliul Concurenței și a putea aviza această ordonanță că ajutorul de stat, ajutorul se va da prin compensare către populație, nu către o companie. Orice ajutor de stat către o companie necesită aprobare. Ori noi nu dăm ajutor de stat companiei, ajutăm oamenii direct, numai că folosim într-un parteneriat cu furnizorii
care au exact toată baza de date a clienților casnici din România. Împreună, în parteneriat, facem această subvenție pentru această iarnă. Pentru IMM-uri veți avea nevoie de aprobarea Comisiei? Pentru IMM-uri, în funcție de valoarea ajutorului de stat, va trebui să cerem aprobarea Consiliului Concurenței și cred că nu va trebui să depășim pragul național de aprobare a Consiliului Concurenței. Dacă ajutorul per IMM este mult mai mare, atunci, sigur, se va ajunge la aprobarea Comisiei Europene. Eu cred că nu va trebui să depășim nivelul de aprobare de la nivelul Consiliului Concurenței. Nu s-a înțeles foarte bine, domnule ministru, și o să vă rog să reluați explicația în cazul tentativelor de abuz. Atunci când oamenii au un contract încheiat pe un an și firma vine în interiorul acelui contract cu o altă variantă de preț, cu un preț mult mai mare. Dumneavoastră, la ultima noastră întâlnire, ați spus aici în studio, acel nou contract nu trebuie semnat sub nicio formă și firma e obligată să-l păstreze pe cel inițial semnat pe o perioadă de un an. Dar dacă oamenii n-au fost atenți, n-au știut și au semnat, mai au vreo soluție? Aici Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a trebuit să intervină, iar este stabilită prin lege să protejeze practic consumatorii casnici, nu persoanele juridice, consumatorii casnici care, exact cum spuneți dumneavoastră, nu au poate cunoștințe juridice, nu au văzut. Dacă există clauze abluzive în contract, autoritatea poate să intervină. Dacă au semnat un contract și în interior, cu o clauză fixă, că oferta este fixă pe perioada contractului, pe o perioadă de un an de zile, să zicem, și în interiorul acestui contract vin notificări de creștere a prețului, acelea nu sunt, din punct de vedere al legislației românești, legale. Deci acelea nu pot fi aplicate. Ei trebuie să sesizeze Autoritatea pentru Protecția Consumatorului și mai departe autoritatea are instrumentul legislativ de sistare a practicilor incorrecte cu efect imediat. Și dacă au plătit cumva oamenii acele facturi, să primească banii înapoi. Și există aici o chichiță, e foarte important, le mai spunem o dată telespectatorilor noștri, în relația cu furnizorul de electricitate, în toate hârtiile se scrie că cer oprirea plății, pentru ca până la soluționare să nu plătească în virtutea contractului abuziv celui nou. Evident, și la modificări la energie electrică și la gaze naturale, inclusiv la index creșit la facturi mai mari, trebuie să notifice furnizorul, într-o reclamație scrisă la furnizor, că a fost nu consumă, așa nu sunt de acord cu prețul, în așa fel încât să răspundă ofertei noi sau facturii care este în mod eronat mult mai mare decât profilul istoric consumului respectivei locuințe, trebuie să înștiințeze furnizorul. Este o relație directă între furnizor și client. Clientul trebuie să înștiințeze furnizorul, după care dacă nu se întâmplă nimic, furnizorul nu-și tornează, nu revine, evident se poate adresa Autorității pentru Protecția Consumatorului și Autorității pentru Reglementare în Energie. Și inclusiv ei au această, cei de la NRE au această pârghie legislativă să poată interveni. Mulțumesc, Virgil Popescu, Ministrul Energiei, în direct la Digi24.